Membre partidului politic Șor și susținătorii acestuia s-au adunat în piața Marea Dunări Naționale. Aici a început protestul organizat de mișcarea civică O Viață Nouă. Persoanele au scandat jos guvernarea, noi suntem poporul și împreună vom învinge. Câteva sute de oameni, în frunte cu liderii partidului Șor și activistul la Velico, au pornit spre inspectoratul de poliție pentru a le cere oamenilor legii să fie instalată scena în piața Marea Dunări Naționale pentru concertul preconizat. Protestatarii au adus cu ei pancarte și drapele. Unii au îmbrăcat haine în stil tradițional. Deputata Marina Tau și activistul Valico au acuzau poliția că împiedică procesul de instalare a scenei în piața mare a Dunării Naționale. Cei doi au declarat că au toate actele care le permit instalarea scenei și organizarea concertului. Inspectoratul General al Poliției a respins acuzațiile aduse la adresa instituției. Reprezentanții IGP au menționat că poliția nu are competență de a interzice instalarea tehnicii necesare, dar este obligată să asigure securitatea cetățenilor participanți la eveniment și să ceară toate actele juridice pentru aceasta. Amintim că pe 14 iunie și Morgan Morgenstern a anunțat pe Instagram că urma să aibă pe 19 iunie un concert la Chișinău în Piața Mare Dunări Naționale. Ulterior, la Valco s-a declarat organizatorul oficial al evenimentului. Totuși, potrivit lui, sponsori ar fi mai mulți co-naționali din Canada, în frunte cu o moldoveancă pe nume Victoria Șapa. Pe 18 iunie, interpretul a anunțat că nu va mai evolua la concert, argumentând că nu se implică în jocuri politice. Într-un video de pe Instagram, rapperul Morgenstern și-a îndemnat fanii să nu meargă la evenimentul din Piața Mare a Dunării Naționale. Totodată, la Chișinău și-a făcut apariția interpreții Igor Cred și Filip Kirkorov.